Salutare tuturor, mai venit la un episod dintr-o nouă serie pe canal, deoarece am terminat seria de Mafia 2, așa că o să jucăm Sam Seriosul 2, Serios Sam 2. Single player, o să fac intrare pe profilul ăsta și o să dăm pe New Game și o să dăm pe Easy, pentru că jocul ăsta e foarte, foarte greu să-l joci în single player, normal trebuie să-l joci în multiplayer, dar e foarte greu să joci în single player, așa că sper că apreciați. Deci, această poveste este că un om, nu știu, un Sam, care călătorește și chestii, habar n-am mai mult din poveste. Deci, suntem pe hartă. Hello! Așa, deci trebuie să facem... Trebuie să mergem acolo. Și vedem ce se întâmplă mai acolo. Jocul ăsta l-am văzut doar pe YouTube și l-am jucat cu niște prieteni, dar l-am jucat la Caterinca, n-am vrut să câștigăm. Așa că da! Hai să vedem. Aici, la asta avem energie infinită. De astea infinite, gloanțe de astea infinite. Deci avem totul infinit la chestia asta. Ce se aude? Ah, salut! Eu am trebuit să-i omorâm pe ăștia, deci putem să tragem cu oricenii și gata, i-am omorât. Nu e sură, mama, aici trebuie să luăm asta și... trebuie să luăm de astea. Le punem aceea și merge, așa? Am zis că merge. Mai încolo. Vezi, merge, yay! Și puteți să dăm save noi, adică save game și salvatore și chestii. Știți? Hai, vino la mine, vino la mine. Și dacă distrugem cutiile astea, ne pot da resurse. Vedeți? Deci aici avem gloanțe, foarte frumos. Hopa. Vine o bilă de aia gigantică, care se poate băga noi să ne omoare. Deci... Stați să o distrugem. Perfect, am distrus-o și acum o să mai vină niște de astea. Gloanțele astea, zic, dacă trag un pic mai în sus, vin spre ei. Deci, practic, gloanțele astea, în orice parte trag, vin spre ei. Deci, asta e foarte primit. Vedeți, eu trag, de exemplu, stați să iau dinozaurul. Hai, dino al meu, vino încoa, dino. Dinolețul meu. Așa. Deci, pot gen să... Oh, uite ce șmecher. Pot să țin spre ei, s-o apăsa și fac bani. Pui, ui, ui. Opa! Vedeți că tragem în chestiile alea. Vedeți, eu dacă trag încolo se duc gloanțele spre ei, ceea ce e foarte cool, pentru că eu mor foarte easy. Mai că vin din ambele părți și eu trag ceva de genul, vedeți? Și eu. Și hai să luăm și pistolele acum. Se omorâm. O să fac și episoade de co-op cu jocul acesta, adică gen să facem co-op. Hai să omorâm, să nu vină pe la spate. Cam atâta. You're the best. Nice. Opa. A, aruncă cu topoare după noi, stați așa. De aceea ne complicăm un pic. Gata. Easy. Haideți să mergem. Am, cred că o să terminăm mapa, sau? Da, am terminat mapa. GG. Am făcut 2000 de puncte. Nu, stai, 4000. Ce se aude? Oh, 5000! Deci, 8000 de puncte am făcut până la urmă. Nice. Hopa. Nice, o să mă lupt cu chestia asta galbenă. Pentru că e șmecheră. Stați așa un pic să văd ceva. Așa. Ah, mi s-a părut că am primit un mesaj pe Steam. Ok. Am 85 de ore în jocul ăsta. Ok.
Nu știu cum am putut să-mi pierd atât din viață. Bine, am jucat multiplayer, gen, n-am jucat single player. Am jucat cu băieții multiplayer, cu Fabi și cu ăștia. Ați eu omorâm pe ăștia. Vine unda la gigantic, asta nu-i de bine. Nu înțeleg, are doar un topor în mână, dar aruncă după noi cu topoare, ok? Asta e ciudat. Nice. Ah, salut, mai e una. Nu. No. Nu. No. Sunt aici, nu sunt aici. Promit că nu sunt aici. A, ideea noastră. Aoleu, stai că e lău. Nu, 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 nu. Stai că... Ne complicăm o leagă, stați că sar pe noi chestiile astea și ne împușcă. Aoleu, câte sunt. Câte chestiuțe sunt. Ai de capul meu. Fac, fac, fac. Îi vezi că jocul ăsta n-are nu știu ce grafică, dar gameplay-ul e destul de șmecher. E gata, nu? A venit muzica mai calmă, cred că e gata. Nu? Da, eu zic că e gata. Nu e gata. Fuck this. Acum cred că e gata. Ne arunca resurse. Nice. Resurse, resurse. Glanțe. Mulțumesc. A, viață! Și vedeți că dacă putem să ajungem până la 200 viață, ceea ce e foarte, foarte șmecher. Ce? A, nu, nu sunt shotgun, mă. Da, tot eu o să folosesc chestia asta deocamdată, că acum vedeți că îți dă ea mari. Nice. Îți dă ăștia mari și dacă vin mai mulți trebuie să folosesc chestia asta. Că în orice parte trag se duce glonțul spre ea. Asta e șmecher, știi? Uite, dacă cea mai sus, se duce glonțul spre ea și de aia. Asta e super șmecher. Hai să tragem în ei. Ofa! Easy. Destroy you bitch. Nice. Ce șmecher e shotgun-ul ăsta? Și la fiecare misiune o să ne dea câte o armă nouă. Deci vrem la misiunea anterioară ne-a dat gen armă asta. La misiunea asta ne-a dat panza și o să mai vedem. O să ne dea mitraliere, chestii. După la finalul jocului o să facem un boss fight. Știți ce zic? Bine, o să fie mai multe boss fight-uri pe parcursul jocului, dar asta e partea a doua. O să fie un boss fight de la cu mare, mare. Deci gen mare, mare să fie boss fight-ul, știi? Nu contează, o să fie destul de șmecher. Jocul ăsta chiar merită jucat, și multiplayer și single player. Eu am jucat multiplayer, da, și single player e foarte șmecher. Hai să dăm skip. Cum a fost chestia asta, ci că don't worry, zan. Uite, vedeți, eu pot să stau așa, nici să nu-i văd. Și practic, lanțele se duc spre ea, asta e șmecher, vedeți? Dar se apropie foarte mulți de mine și asta nu e bine. Tați-i omorâm. Easy. Și vin și de alea, mă, vin și rachete, dar astea, alea n-am cum să le cum sta, n-am cum să le distrug, știți ce zic? Easy. Fraților, hai să încheiem episodul, am deja făcut două misiuni pe episod. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și sper că vă place. Ne vedem data viitoare. Bye bye!